Vaschi și bine v-am regăsit! În video de astăzi m-am gândit să vă arăt ce se află în frigiderul meu. Dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să apăsați pe acest buton roșu de abonare. Vă invit și pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic, sunt foarte activă și sper că vă inspir cu postările mele. Întotdeauna v-a interesat ce mănânc eu, ce produse îmi cumpăr și cred că astfel de video o să vă placă și o să vă ajute să mă cunoașteți mai bine. Așadar, imediat vă arăt ce se află în frigiderul meu. Așa arată frigiderul meu. După cum vedeți, sunt tot feluri de legume, măsline, năut, avocado, mai am și fructe. Aici sus am măsline negre, ador măsline. Aici am năut, fasolea roșie, fasolea albă. Mai jos am o salată, broccoli. Aici am așa baby spanac, rucola, ador rucola și îmi place să fac salata din rucola. Afine. Afine sunt foarte sănătoase și conțin o mulțime de antioxidanți. Tofu. Eu nu mănânc lactate, de aceea le înlocuiesc cu tofu și îmi place acest tofu foarte mult. Avocado, roșii. În acest sertar am lămâi. Și mai jos am morcov, ardei și încă două roșii. Aici pe ușă nu am foarte multe lucruri. Apă minerală, de obicei nu beau apă minerală și o păstrez aici așa pentru oaspeți. Și aici uitați-vă ce mi-a adus mama. Un salam vegan. Încă nu l-am gustat, nu știu ce gust are, dar o să-l încerc. Sper să fie bun. Deci, după cum vedeți, eu nu am foarte multe lucruri în frigider. De obicei, dacă gătesc mâncarea, o mănânc în aceeași zi și nu o păstrez în frigider. Deci, frigiderul meu este destul de aerisit, să zicem așa, și nu pun foarte multe lucruri aici. De obicei, pun doar legumele, fructele, tofu eventual și cam atât. Și aici este congelatorul. Aici am spanac congelat, zmeură și banane. Cam acestea sunt alimentele care se află în frigiderul meu, însă aș dori să vă arăt alimentele care nu lipsesc niciodată din bucătăria mea. Mereu am în casă fructe, avocado, preferatul meu, mango, pe care îl ador, kiwi, care este atât de important, mai ales în această perioadă, pentru că conține o mulțime de vitamine, lămâia, vitamina C. În acest sertar am o mulțime de lucruri. De exemplu, aici am pudră de spirulină, care este foarte importantă și are o mulțime de beneficii pentru organismul nostru. Aici am cușcuș, quinoa, aici am rondele de orez, îmi plac foarte mult. Mai jos am așa, năut, orez, diferite tipuri de orez. Acesta este cușcuș, diferite tipuri de cușcuș, cum mai am și din acesta. Acolo în spate iarăși orez basmati. Deci, după cum vedeți, năut, orez și cușcuș nu lipsesc din bucătăria mea. Aici avem sirop de arțar, siropul de agave. Și acestea sunt fulgi de ors. Și aici am semințele de chia, pe care le mănânc aproape zilnic, fulgi de cocos, din care eu fac lapte de cocos, și mai am aici fulgi de ovăz, din care îmi fac terciu de ovăz. Dragii mei, cam acesta a fost video-ul meu de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Scrieți-mi în comentarii ce alimente nu lipsesc niciodată din bucătăria voastră. Vă pup și ne vedem în curând! Pa, pa!